În seara aceea îmi era așa de urât și am zis mamei mele că vreau să merg la magazin să cumpăr lână pentru împletit. Și mama a spus, bine, du-te. Eu am zis, bine, am să merg, dar dăm ceva bani că nu mai aveam. Și mi-a dat bani. Era pe la ora 20-30 seara, dar nu am plecat imediat. Până am hrănit copiii pe Alex și pe Ruben și după ce am plecat. Era trecut de ora 22. Am plecat la magazin, nu departe de mine, să cumpăr lână. Am intrat în magazin să caut lână, iar deodată în spatele meu a apărut un om care îmi zicea, scuze, doamnă, dăm bani, și repeta. Eu mi-am întors capul și m-am uitat, era un om foarte înalt și mare. M-am făcut că nu-l aud și am plecat mai departe, că nu aveam bani mărunți, doar o hârtie de 100 de dolari. El mergea așa de repede după mine și când m-a ajuns imers, a spus vorbe urâte. Dar în momentul acela a ieșit omul de pază al magazinului în fața noastră. Când a văzut omul de pază, a mai zis câteva vorbe urâte și a ieșit afară din magazin. Mă gândeam cum pot să mă duc până la mașină. Era parcată mai departe de magazin. Mă gândeam, dacă mă așteaptă afară, și am mai stat o perioadă în magazin și apoi am ieșit. Am ajuns la mașină și am intrat în alt magazin să caut lână și nu am găsit nici acolo. Eram atât de supărată și amărâtă că nu am găsit. Luminile se stingeau, magazinele se pregăteau să închidă și am dat de magazin cu multe lucruri cosmetice. Vopsele de păr, de unghii, de față, farduri, unghii de lipit, fel și fel. Eu când am intrat, am văzut și am zis, Doamne, ce-aș putea să cumpăr? Aș fi vrut să cumpăr cât mai mult. În momentul acela a venit așa poftă peste mine și mi-am luat numai unghii de lipit și am plecat acasă. Era ceasul 12:30. Mi-am tăiat unghiile și eu am obiceiul să-mi rot unghiile de mică și ziceam, o să-mi lipesc unghiile ca să nu le mai rot. Am luat un lipici bun să le lipesc, apoi m-am culcat. Copiii dormeau. Dintr-o dată, în somn, am auzit un glas așa de puternic care spunea, suflete, suflete, de ce ți-ai spurcat mâinile în fața mea? Iar eu am zis, dar tu cine ești? Și din nou glasul a zis, suflete, suflete, de ce ți-ai spurcat mâinile în fața mea? Iar eu am întrebat, dar tu cine ești? Și din nou glasul a zis, suflete, suflete, de ce ți-ai spurcat mâinile în fața mea? Și din nou am răspuns parcă nervoasă, dar tu cine ești? Când am zis a treia oară, am văzut o persoană în alb, de la umeri în jos, și-a ridicat mâinile în sus și am văzut semnul cuielor în palmele lui și a zis, eu sunt Isus, care te-am răscumpărat prin moarte ca să-ți dau viață veșnică. Scoală-te, chiar în clipa aceasta, dezlipește acestea de pe degete, căci în noaptea aceasta vreau să descopăr tainele cerului și al pământului. Iar eu am zis, Isuse, cum pot să-mi dezlipesc când eu am luat cel mai tare lipici care nu se dezlipește? Dar că crezi mari, unghiile mele le tai jos și scap de ele. Nu pot să le dezlipesc. Și el mi-a zis, dacă ai să vrei, vei putea cu ajutorul meu să scapi de ele. Iar dacă nu, și te va prinde zorii dimineții cu aceste mâini, atunci vâlmașul îți va aduce plăcere să porți inele, ar să aducă plăcere să stai părul, să îl vopsești, să îl încrețești, să umbli cu fuse scurte, să aducă vrăjmașul ca să te depărteze de calea mea, ca să-ți pierzi premiul alergării. Scoală-te chiar în clipa aceasta, iar eu am zis, Isuse, vreau să-ți văd fața, și el mi-a zis, în starea în care te-am găsit, în clipa asta, nici de cum nu vei putea să-mi vezi fața, și s-a făcut o zgutuitură puternică și o lumină mare și m-am trezit. M-am pus să-mi dezlipesc unghiile, dar foarte greu am putut, atât de tare ce erau prinse până sânge au dat. Atât de greu am putut să le dezlipesc cu dinții, mi-a luat vreo 15-20 de minute. Am mers și l-am aruncat la gunoi. Am venit înapoi și m-am întins pe pat. Era ora 1:30 noaptea și m-am gândit, Doamne, ce lucruri ai cu mine, și am vrut să mă culc. Nu am apucat să mă culc și a apărut Domnul Iisus și mi-a spus, prinde-te de poala hainei mele și vină după mine. O lumină mare s-a făcut în casă, o frumusețe, și mi-a zis, ține-te de poala hainei și vină după mine. Nu știam să mă fi ținut de haină, nu mai am văzut că plec. Plecam, îmi vedeam corpul pe pat, copiii dormeau, iar eu plecam. Afară era noapte. Am ajuns la stele, am ajuns la primul cer și mi-a spus așa, oprește-te și privește biserica din care faci parte. Am zis, da, Iisuse, văd. Știu, și mi-a zis, nu vezi și nu știi taina aceasta. Vreau să o descopăr, privește în biserica din care faci parte și uită-te. Când am privit așa, când intri în biserică, ți se părea că toți sunt buni și pocăiți, dar în adevăr, în adâncul inimii, numai Dumnezeu știe ce se petrece. Am văzut care în timpul ce se vestea cuvântul, se vopseau pe buze, la ochi, se parfumau, povesteau, rar care ascultau cuvântul Domnului. Și mi-a arătat pe acelea care purtau fuse scurte, erau bărbați, frați care păcătuiau, care le pofteau și mi-a spus așa: vai, vai, va fi de acel ce păcătuiește, dar mai vai va fi de acela prin care vine prilejul păcătuirii. Aspră va fi judecata pentru acela care aduce prilejul de păcătuire în templul meu. Atunci din nou i-am zis: Iisuse, vreau să-ți văd față. Vedeam doar de la umeri în jos. Avea o haină lungă, strălucitoare, fără nicio cusătură, foarte albă, mai curat ca tot albul din lume. Era stravezenie de albă, foarte frumoasă. Și mi-a spus că nu poți să-mi vezi fața în stare în care te-am găsit în noaptea asta. Și a început să spună cu privire la biserică că cele ce își lipesc unghiile, care le vopsesc, cu niciun chip nu vor vedea fața mea, care umblă în pantaloni, cu niciun chip nu vor vedea fața mea. Se referea la surori care se făduiesc, vopsesc pe față, pe buze, pe unchi, cu niciun chip nu vor vedea fața mea, care poartă lănțișoare, inele, verichete, cercei, cu niciun chip nu vor vedea fața mea. Atunci l-am oprit și am zis: Iisuse, toată biserica poartă inele și verighete, ce are să fie cu ei? Chiar sora și fratele meu poartă verighete și inele, ce o să fie cu ei? Că tu ai spus prin prorocie: toată casa este sortită să fie mântuită, familia voastră întreagă, ce are să fie cu ei? Ei poartă verighete și inele. Și atunci mi-a spus așa: tu să spui, gura ta să nu tac, să spui ce ți arăt în noaptea aceasta, în lungul și latul pământului. Acel care va asculta și acel care va primi, anul acesta va fi un an de îndurare, un an de pace și binecuvântare, pentru acel care este în planul meu de mântuire. Iar pe acela care se împotrivește, am să lovesc cu o boală nevindecătoare și am să-l pun la pat și am să mă întorc față de la el. Și are să ule ca un leu, dar eu am să-l las în boală ca să-l fac mai curat ca a și aur și să-l iau la mine. Iar pe mulți vei vedea că se vor duce la pierzare. Și mi-a spus: tu să spui, ca să nu cumva să-ți ceri socoteala de la tine. Surorile se poartă batic, nu de două degete, așa mi-a arătat din față până în spate lung. Dacă nu, aspră va fi judecata mea. Mi-a zis: vină după mine. Și am plecat mai departe. Și s-a descoperit iadul. Iadul! Era ceva îngrozitor, era foarte îngrozitor. O mulțime mare de lume fără număr, fără număr, erau într-un gemăt, într-un chin, dar nu era un foc. Înspre stânga era o flacără foarte puternică, foarte mare și mi-a zis: vezi focul acesta? Și am zis: da, văd. Mi-a zis: va fi înfierbântat de 3 ori mai tare, va fi legat și aruncat acolo în foc. Era un miros greu, foarte greu de pucioasă. Era foarte multă lume acolo, ca furnicile în furnicar. Așa am văzut, așa vă spun. Mi-a arătat 3 bărbați și mi-a spus: aceștia au fost pastori în biserici și care au ajuns în locul acesta. L-am întrebat: Iisuse, dar de ce sunt aici? Și mi-a zis: îți dau tot prilejul să întreb pe ei de ce au ajuns aici. Am întrebat pe unul din ei: când s-a făcut strângere pentru săraci, orfani, văduvă sau cel necăjit, eu luam banii și îi împărțeam prima dată la familia mea. Mi-am îmbogățit copiii, mi-am îmbogățit familia și așa am trăit. Iar la văduvă, la săraci, la orfani sau la cel necăjit, am dat așa ca printre degete, ca să nu se audă vorbe, de aceea sunt aici. Cine face strângere pentru cineva, trebuie să-i dea tot persoanei respective, $100, $2000, 1000 sau 50. Iisus știe și cât se strânge, cât trebuie. Dacă crezi că s-a strâns prea mult, atât să-i dai, atât trebuie. Nu trebuie să iei și să-i împarți în altă parte. Eu am făcut așa și de aceea sunt în locul acesta. Al doilea mi-a răspuns: sunt aici din pricină că atunci când deschideam cuvântul Domnului, Iisus descoperea păcate de moarte pentru persoane, păcate de curvie, prea curvii mari, iar eu nu spuneam nimic, le acoperam cu blândețe, cu pace, cu iubire, cu dragoste. Nimic nu ziceam. De aceea sunt aici, că trebuie să se ceară socoteală din mâinile mele. Pe al treilea l-am întrebat: tu de ce ești aici? Și mi-a răspuns: sunt aici din pricină când trebuia să mă duc la o mormântare, un privechi, eu mă duceam mai degrabă ori la o nuntă, ori la o logodnă. Nu aveam timp să mă duc la o mormântare sau privechi. Când trebuia să vizitez un bolnav, când trebuia să intru la o văduvă, nu aveam timp pentru asta, nu aveam timp. Când trebuia să intru la un orfan, să-i dau un cuvânt bun, nu aveam timp. Aveam lucrurile mele acasă, familia mea. Nu aveam timp. De aceea sunt în locul acesta. Când își întindea cineva mâna la mine, un sărac, eu nu aveam de unde, pentru că aveam nevoie de mine. Nu mai aveam timp pentru alții. De aceea sunt în locul acesta. Atunci mi-a zis, vină după mine. Și s-a deschis o ușă unde stătea un popor pentru judecat. Și acolo era multă lume, dar nu așa multă ca în ea. Era un pic mai diferit, totuși stăteau pe scaune. Nu era bine nici acolo. Era totuși neplăcut, un miros de pucioasă și atunci am întrebat, Iisuse, are să fie aceștia mântuiți? Și mi-a zis, are să fie, dar nu toți. Dar totuși, mai este o speranță și pentru ei și o nădejde. Toți așteptau pe scaune, dar erau mai diferiți ca în iad. Nu erau nici aceștia mulțumiți. La al treilea cer, mi s-a descoperit raiul. S-a deschis o poartă mare și am văzut o masă lungă, era masa Domnului Isus. Scaunele erau foarte, foarte fine. Pe de-o parte și pe alta, iar în capătul mesei era un scaun altfel. Pe scaunul mai frumos și mi-a spus așa, vezi mâna aceasta? Da, vad Iisuse, eu voi fi mirele, iar voi mireasă. Eu voi sta aici, în față, iar voi veți sta alături de mine. Pe lângă masa aceasta erau niște trotuare. Erau așa de frumoase, erau străvezii, mai străveziu decât străveziul. Era mai frumos ca oriunde. Nu există mai frumos ca în cer. Acolo frumusețe de negrăit. Un miros plăcut, altceva ca pe pământ, fără cuvinte. De o parte de trotuare și de alta erau crini albi, crini înfloriți frumoși. Acolo era dimineața, primăvara, și bătea un vânt cald care aducea un miros plăcut de crini. Erau forma de crini, dar mai frumoși ca și crinii, foarte strălucitori. Fiecare petală strălucea în culori. Era un miros de crini, dar mai frumos și mai puternic ca de crini. Atunci am zis, când bate vântul acela cald, cu mirosul puternic, Iisuse, dacă ar veni un bolnav în locul acesta și ar miroase aceștia, s-ar vindeca? Și mi-a spus că s-ar vindeca. Atunci am mai spus, suflete, suflete, de ce plângi? De ce atâta plângi? Să-mi vorbi și-ți vorbesc tot timpul, să nu mai plângi, să încetez cu plânsul pe acest pământ. Și mi-a zis, vină după mine, să-ți arăt. Și mi-a arătat pe soțul meu, George. Când l-am văzut, am mers la el și am zis, de ce nu ești pe pământ cu mine? De ce ești aici și eu sunt cu doi copii pe pământ? Atâta trebuie să mă necăjesc, atâta trebuie să mă plâng, atâta trebuie să mă îndur, dar tu stai aici în fericire. Și el mi-a spus așa, dacă eram cu tine pe pământ, astăzi îmi pierdea mântuirea sufletului. Planurile mele erau foarte mari, vederea mea era foarte mare, de aceea m-a curățat Domnul și m-a spălat și m-a luat la el. Dar tu trebuie să fii mulțumită, să te întorci înapoi pe pământ, trebuie să crești copilașii, iar eu am zis, nu, nu, eu vreau să rămân aici, ori vii tu cu mine. Atunci mi-a zis, nu, tu trebuie să mergi să te rogi pentru copilași, trebuie să spui totul ce ți-a arătat Domnul, să spui la popor și să spui cu glas puternic pentru cei ce au venit la mine la spital, pentru cei ce mi-au văzut suferințele cele amarnice, să spui că merită. Merită să ai suferințe mari ca să fii în locul acesta. Avea cancer la stomac, avea cunună strălucitoare foarte, foarte frumos strălucea și mi-a spus că fiecare steluță care strălucea sunt suferințele de pe pământ. Suferințele trecute cu biruin, steluțele erau foarte, foarte frumoase, sclipitoare. O frumusețe fără margini. Toți erau în haină albă lungă până la pământ. Erau un alb mai curat ca tot albul. Era strălucitoare și frumoasă. Fiecare haină era fără nicio cusătură, totul de-a întregul foarte fină și albă. Fiecare acolo cântau în limbi prin Duhul Sfânt. Fiecare cântau cântări minunate, foarte frumoase. Și atunci a spus Iisus cu glas puternic, poporule, 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 stăruiți astăzi după Duhul Sfânt, căci nimeni nu va putea ajunge în locul acesta fără Duhul Sfânt. Indiferent de câte fapte bune vei face pe pământul acesta, cât de darnic ai fi, cât de pocăit ai fi, dacă nu ai Duhul Sfânt, trebuie să treci pe la judecat. Ce te împiedică azi, poporule, să ai Duhul Sfânt? Păcatul? Și a apărut un semn mare de întrebare de foc și încă o dată a spus, ce te împiedică astăzi, poporule, să ai Duhul Sfânt? Păcatul? Și a apărut din nou semnul de întrebare de foc și a spus, așa, mărturisește, căiește-te, bate și ți se va deschide, cere și negreșit vei căpăta, ca în ziua judecății să nu spui că nu ai auzit și nu ai știut. Astăzi sunt îmbrăcat în hainele de milă. Astăzi cere și ți se va da. Astăzi mărturisește și vei fi iertat, căci mâine se prea poate să fii în haină de judecător. Astăzi bate, astăzi este prilejul și din nou a tras un semnal puternic de alarmă și din nou mi-a spus să spun la biserică de fuse scurte, de păr tăiat, vopsit și încrețit. Și când mi-a spus de păr tăiat, am spus, Iisuse, și mi-am tăiat părul. Iisus, și eu am umblat în pantaloni. Atunci mi-a spus așa, ți-am vorbit ca în ziua judecății să nu spui că nu ai știut. Și tot mereu mi-a repetat care va purta inele, verighete, cercei, lănțișoare, farduri, vopsele pentru față, ochi și buze, unghii puse, vopsite, care vor smulge sprâncenele, cu niciun chip nu vor vedea fața mea. Dacă aș veni chiar în noaptea aceasta să-mi răpesc biserica, numai două suflete din biserica din care faci parte sunt gata pentru răpire. Dintr-o adunare de 3000 de persoane, două suflete sunt gata să le iau la mine. Nu multă vreme va trece și voi răpi la mine încă 3 suflete. 2 din partea tineretului și unul mai bătrân. Dar tu roagă-te pentru ei ca să poți să-i găsesc după voia mea, ca să pot să-mi arăt lucrarea mea mai deslușit. Eu, care am făcut cerul și pământul, am făcut tot ce există pe el. Am despărțit marea de uscat și uscatul de mare. Oare nu am făcut eu potrivit făptura omenească? Oare nu am dat culoare potrivită la fel la unghii? Oare nu am făcut părul culoare potrivită? Trebuie oare cioplit? Să-l faci după placul tău și nu al Domnului? Trebuie tăiat, scurtat, trebuie oare? Mare va fi judecată cu acel care va auzi și nu se va trezi, căci astăzi sunt îmbrăcat în haină de milă, dar mâine se prea poate să fiu îmbrăcat în haină de judecător. Sunt un Dumnezeu milos, sunt un Dumnezeu bun, dar sunt și o sabie cu două tăișuri care taie în dreapta și în stânga. Mi-a spus, mult mai mult mi-a fost planul meu să-ți arăt, dar pentru că Satana s-a băgat și a furat și ți-a pus unghii și nu ți-am arătat, mii și milioane vor auzi. Te voi purta dintr-un capăt al pământului și în celălalt. Tu să nu taci, să mărturisești tot ce s-am arătat eu, cam să fac din gură în gură, din veste în veste și mii și milioane să audă, dar tu nu tăcea. Datoria ta este să spui. Vei primi săgeți, chiar și palme, dar tu să nu taci, că nu vor lovi în tine, vor lovi în rănile mele. Tu să pui capul jos, care să nu lovească în tine, ar să lovească în mine, în rănile mele. Și aspră va fi judecată cu acel ce va lovi în rănile mele. Dar tu luptă-te și mergi înainte, nu tăcea să spui la poporul meu că în scurtă vreme am să lucrez într-un capăt de pământ. Am o mare lucrare, chiar tot pământul are să audă această lucrare și într-o vreme și jumătate am să intru în biserică cu o lucrare de zguduire. Am să zgudui biserica din temelii și numai aceia vor rămâne pe temelie care stau astăzi tare pe temelie. Când m-am coborât jos, când și cum, nu știu, dar deodată m-am trezit pe pat. Eram foarte amorțită, foarte rece, ca un om mort. A durat cam 4 ore toată lucrarea. Limba în gură îmi era amorțită, dar mintea îmi judeca. Limba în gură nu o puteam mișca și am zis, Iisuse, ce s-a întâmplat? Nu știam, nu puteam să-mi dau seama ce-i cu mine. Mă gândeam că am stat eu atâta mare de vreme pe pat și am amorțit și nu mai știu nimic. A venit dintr-o dată putere, o lumină mare și un zguduit și a apărut Domnul Iisus și mi-a zis, am venit să-ți aduc aminte ce am lucrat cu tine noaptea aceasta și ce ți-am arătat, ca nu cumva vrăjmașul să fure din minte ce ți-am arătat. Mărturisește la copiii mei, mărturisește-te la poporul meu lucrarea ce ți-am arătat-o noaptea aceasta. Dragi frați și surori, dragi prieteni, mi-a fost foarte greu să încep să spun. 2 săptămâni după ce Domnul mi-a arătat, nu am spus nimic nimănui. M-am temut că nu vor primi tot felul de gânduri și lucruri mi-au venit prin minte. Atunci am avut un cuvânt din partea Domnului, într-o seară de rugăciune și mi-a zis, dacă nu ai să spui lucrarea mea, am să te lovesc o boală în trupul tău și am să-mi întorc fața de la tine și au să vină frații să te viziteze și atunci de pe pat vei striga, dar va fi prea târziu. Astăzi mărturisește lucrarea mea, nu mult timp a trecut și așa o durere de rinic m-a luat. Stăteam în pat și ziceam că nu mai pot. Am stat vreo 3-4 zile în pat. Orice făceam, aveam dureri mari și atunci am zis, Iisuse, vindecă-mă! Am să spun în lungul și în latul pământului, vindecă-mă! După ce am zis lucrul acesta, nu știu cât timp a trecut, am observat că nu mai dor rinichii și în ziua de astăzi sunt sănătoasă și nu mă mai doare. Slavă Domnului! Domnul să binecuvinteze pe frați și surori și prietenii cu o minte înțeleaptă să aleagă binele sufletului lor. Domnul să aibă milă de fiecare în parte din noi. Amin.